Hei, salutare din nou, bine v-am regăsit. Ce vreau să vă împărtășesc azi cu voi este cum lucrați voi, repede și fără calitate sau încet și cu calitate, fiindcă azi am fost, mi-am tăiat părul și a fost o chinezoaică, o doamnă chineză care mi-a tăiat părul și o lucrat foarte, foarte repede. Aveam, mereu mi-a întrebat, o lucrat repede? M-a întrebat, e bine? Îți place? Cum vrei? Mai short, mai lung? și am zis mai, scurt, mai scurt, mai scurt, mai scurt și nu știu, eu cred că nu sunt 100% mulțumit, mi aș lucrat foarte, foarte mult. Vreau să-mi un comentariu mai jos dacă vă place un seara sau nu, dacă o lucrat bine doamna sau nu. Și din acest lecție am învățat că mai bine fac lucrurile bine, dar calitatea contează mai mult. Calitatea contează mai mult, fiindcă dacă lucrez repede și prost, nu o să ai rezultate <laughs> și chiar nu, nu sunt mulțumit am zis ok, hai, repede că trebuie să mă grăbesc fiindcă am o întâlnire cu cineva acum am venit repede acasă, fac un duș mă pregătesc și după aceea merg la întâlnire după aceea merg la muncă și seara din nou încep întâlnirile <laughs> și de vreau să împărtășesc mai bine vă sugerez să lucrați cu calitate să fiți oameni de calitate ok, vă pup și să aveți o zi minunată, productivă și mai de calitate ne mai vedem. Apropo, acesta este bordul meu vision board. Bordul meu de viziune. O să povestesc mai încolo.